Salutare, numele meu este Azurax și bine ați venit pe Victoria 3. Apropo, pentru cei care se plâng că de ce n-am postat săptămâna trecută un videoclip cu un joc de strategie cum ar fi Inimi de Fier 4 sau Victoria 3 și că de ce am postat, de exemplu, un asemenea videoclip, în primul rând este canalul meu, așa că pot posta orice vreau, cât timp respect termenii și condițiile impuse de cei de la YouTube. Și doi, nici videoclipurile cu acele jocuri de strategie nu merg chiar așa de bine. Deci mai încerc și eu din când în când videoclipuri mai diferite, adică mai experimentez. Ah, da, iar persoanele care vezi, Doamne, s-au simțit jignite de ce am putut zic eu în acel videoclip, ei bine, nu prea am pas de opinia voastră. Așa că puteți să comentați toate nemulțumirile acolo, deoarece nu prea-mi pasă. A, da, acum depinde și ce comentați, că dacă, de exemplu, comentați mesaje de ură, injurii sau amenințări, ei bine, alea vor fi imediat șterse. Lăsând chestiile astea la o parte, hai să revin la videoclipul propriu zis, unde o să avem o campanie cu Imperiul Otoman, adică, în ghilimele, omul bolnav al Europei. Și unde noi vom avea misiunea de a reforma acest imperiu, de a-l moderniza și de a scăpa, să zicem, de acest poreclă pe care o avem noi. Am intrat pe campanie și văd că deja avem un eveniment, care avem asta cu The Sick Man of Europe și ne zice aici de reforme pe care va trebui să le facem și acum la jurnal avem anumite obiective pentru a scăpa de chestia asta cu The Sick Man of Europe sau omul bolnav al Europei. Și aici avem cu reforma în educație, să scăpăm de mișcările separatiste, să modernizăm armata și așa mai departe. Și dacă dăm și o privire tocmai aici, adică la politică, și după aia alegem asta cu legi, vedem că suntem o monarhie absolută, că nu avem școli sau spitale publice, că, de exemplu, funcțiile publice sunt moștenite, adică de la tată la fiu sau de la mamă la fică și tot așa. Și toate chestiile de aici se seamănă foarte mult cu cele din Rusia, deoarece și Rusia la fel, monarhia absolută, tot la fel, funcțiile se moșteneau, nu exista școli publice, numai că la ei în continuare era cu Serbia, adică chestia asta de aici, dar totuși ei n-aveau asta cu negoții de sclavi. Că noi în Imperiul Otoman, în unele părți de fapt al Imperiului, în continuare se face sclavie sau se practică acest lucru. Și noi, bineînțeles, va trebui să aducem niște schimbări aici, adică să ajungem eventual o monarhie constituțională, să avem școli, spitale, să scăpăm de sclavie, să nu mai avem funcții moștenite, să reformăm, bineînțeles, și armata, să avem una profesională și tot așa. Adică avem ceva de muncă. Și ne mai zic că avem probleme când vine vorba de administrația Imperiului Otoman, deoarece în cazul Egiptului, care este de altfel o provincie al acestui imperiu, ei bine, ăștia văd că se guvernează singuri, adică n-am nicio autoritate asupra lor, deși tehnic fac parte din imperiul meu. Nu mai zic că dacă vreau în momentul de față să intervin în Egipt, o să avem o problemă și cu celelalte țări europene, deoarece și ele pot să intervină. Și presupun că o să-mi apară mai multe evenimente de genul, unde, de exemplu, aici îi scăpăm pe persoanele de altă religie să mai plătească acea taxă, dar de acum vor putea face parte din armata otomană, ceea ce cam va supăra ceva lume pe aici, dar trebuie să modernizăm statul otoman, așa că aplicăm metoda asta. Și acum avem alt eveniment cu o presupusă conspirație sau ceva de genul într-o biserică din Montenegro. Și cum de nu prea vreau să supăr Rusia momentan, ei bine, vedem ce se întâmple. Și dacă vă întrebați ce s-a mai întâmplat după, ei bine, am mai primit niște evenimente cu niște proteste în Serbia și Montenegro, care apoi s-au terminat destul de violent și trebuia să intervin cu armata, dar veste bună, și anume că ordinea a fost stabilită. Deja am făcut primul pas pentru a moderniza imperiul, adică lumea poate vota, prin lume mă refer la cetățenii bogați, de sex masculin, care dețin și pământuri. Ceea ce înseamnă că în curând trebuie să apară și primele partide, cum e cazul Partidului Conservator. Iar din punct de vedere tehnologic, deja începem să construim primele șine în Imperiul Otoman. Și dacă reușesc să repar aici cu bugetul, adică să fac rost de mai mulți bani, ei bine, în curând o să intervenim și în Egipt, ca să-i potulim pe ăștia odată. Hai că totul merge bine, progresăm încet cu încetul, iar acum dacă dăm din nou o privire către politici, sau bine zis către legi, dacă mai schimbăm și metoda de taxare, care văd că legea are un suport destul de mare, ei bine, vom câștiga foarte mulți bani la buget. Și dacă rezolv problema cu bugetul, ei bine, putem să rezolvăm în curând și problema egipteană, deoarece până nu rezolv problemele interne, nu o să mai extind deloc.
Aleluia, cât am stat până să se pună în aplicare legea asta, deoarece cam aproape timp de 5 ani în jocul ăsta, tot așteptam să apară aici evenimentul și mereu alte chestii se apărau, niciodată nu trecea și mereu stătea și stătea în parlament. Mamă, acum câți bani facem, ce bine! Și nu mai zic că armata a fost modernizată cu succes, adică avem armament și echipament similare cu cele din Europa. Greșit! Noi suntem oamenii sănătoși ai Europei, deoarece ne-am modernizat ca lumea, produsul nostru intern brut a crescut foarte mult, încât suntem pe locul 6 în clasament pe lume. Nu mai zic că industria bubuie la noi, începem să facem bani ca lumea, chiar au fost și reduse taxele. Din punct de vedere diplomatic suntem excelent, adică avem o alianță cu Marea Britanie, adică cea mai mare putere a lumii, cum am mai zis, armata modernizată, așa că putem să intrăm ca lumea în Egipt. Și nu mai zic că începe să ne occidentalizăm ca lumea, deoarece deja am adoptat acele uniforme vestice. Așa că toată treaba asta e doar o minciună ordinară. Cam nașpa că ne-am pierdut locul aici în clasament, dar nu-i problemă, deoarece putem să forțăm puterile să ne recunoască. Hai că a început războiul, din păcate trebuia și Rusia să intervină, așa că am adăugat aici la clauză că și ăștia sunt obligați să mă recunoască ca mare putere și acum va trebui doar să așteptăm, deoarece văd că punctajul Austriei scade, în timp ce noi în continuare avem unul, să zicem, mai mare, dar nu e mare diferență. Și când vine vorba de fronturi, văd că stăm foarte bine, în afară că aici că e puțin pe minus, dar chiar și așa nu pot să avanseze. Deși aici am mai multe trupe, își cam iau bătaie. Gata cu Rusia și acum a rămas doar Imperiul Austriac, unde sper că britanicii o să-și mute imediat trupele aici, ca să-i capitulăm o dată. Până la urmă, văd că Austria s-a decis să accepte termenul de pace și sper să terminăm cât mai repede cu războiul ăsta, deoarece nici eu financiar nu m-a stat foarte bine. În sfârșit! Și acum ne-am recuperat poziția în clasament și văd că mai am și un armistițiu cu Rusia, așa că o să avem și mână liberă asupra Egiptului. Dar nu prea vreau să intervin acum, deoarece cam trebuie reparat aici bugetul, deoarece avem foarte puțin bani la rezerve. Hai că am dat startul și crize orientale, am intrat în decenul următor, ceea ce înseamnă că papa are armistițiu cu Rusia și ce să vezi, intervin de partea Egiptului, yay! Dar noroc că iarăși britanicii sunt de partea noastră. A început și conflictul, dar din păcate o să primesc puține teritorii, deoarece n-am vrut ca Franța să intervină. Așa că în viitor va trebui să încerc să izolez Egiptul de celelalte țări. Hai că avansăm ca lumea, scorul scade foarte mult și în câteva secunde cam gata și cu ăștia. Bam, mulțumesc frumos, din păcate n-au fost multe teritorii, dar lasă, o să revenim noi. Și presupun că aici se închide videoclipul, deoarece nu mai am chef să mai petrec încă 5 ore pe campania asta și mare parte mi-a cam îndeplinit obiectivele, adică am reușit să modernizez Imperiul Otoman și să am o economie foarte puternică, una chiar mai mare și decât cea a Statelor Unite ale Americii. Și nu mai zic că condițiile de trai din Imperiul meu sunt mult mai bune, de exemplu, față de Rusia, unde sunt mult mai mici, chiar un nivel destul de asemănător cu cel din Imperiul Austriac. Și nu mai zic că am reușit să reformăm ca lumea țara. Și până în secolul 20, cred că o să avem deja și un sistem de sănătate public, poate și pensie aici, deoarece văd că economia crește din ce în ce mai mult și facem rost din ce în ce mai mulți bani la buget. Și când vine vorba de scena internațională, ei bine, Egiptul acum este un protectorat al Rusiei. Yikes! Iar eu nu mai am acea alianță cu Marea Britanie. Cam nașpa, nu? Oricum, urma să recuperez aceste teritorii, iar apoi, atenția mea, se îndrepta spre peninsula arabă. Unde aici, dacă dăm click pe un stat la mișto, de exemplu acesta, vedem aici că există posibilitatea de a fi descoperite niște resurse foarte importante, cum ar fi uleiul, ceea ce o să ne ajute foarte mult în viitor, unde această resursă o să fie folosită din ce în ce mai mult. Important totuși este că am reușit să scăpăm de porecla de omul bolnav al Europei, adică The Sick Man of Europe, și cred că titlul ăsta s-ar potrivi mai bine pentru Rusia în această campanie, deoarece văd că are niște dificultăți. Și nu mai zic că are o armată foarte, foarte slabă, deoarece în ultimele războaie cu ăștia am reușit să pătrund foarte ușor în teritoriul lor. Și că tot vorbeam de omul bolnav al Europei, chiar există și un trofeu pe Steam care se numește The Healthy Man of Europe sau Omul Sănătos al Europei. Și fac că sunt un trofeu destul de greu de obținut, deoarece suntem cea mai mare putere a lumii și să avem servicii publice foarte bune. Bine, asta n-ar fi o problemă, dar asta cu cea mai mare putere, cam greu, deoarece avem nevoie de populație neapărat.
Așa că a fost Azurax și ne vedem data viitoare. Stați că încă nu e gata videoclipul, deoarece după ce am terminat de înregistrat, am jucat puțin pe această campanie și pe cum se poate observa, o mai extins. Adică am reușit să înlăturez de tot pe egipteni din partea aceasta a Asei Mijlocii. Rusia, bineînțeles, a intervenit și am pedepsit-o, adică am creat două state de tampon, adică Georgia și Armenia, ca să mă protejeze de ăștia. Și cum de Egipt a fost slăbit, ei bine, și britanici au intervenit și au capturat această bucată. Și când vine vorba de Libia, ei bine, au luat niște teritorii de aici, iar bineînțeles britanicii trebuia să-și bage nasul și și-au creat aici o colonie. Și unii observ că acea colonie a cam tăiat în două Egiptul. Și când vine vorba de peninsula arabă, bineînțeles că m-am extins și acum va trebui să mă ocup de acest protectorat al Rusiei, adică simte sfera mea de influență, iar apoi să mă ocup de celelalte mistătuleți din Arabia. Adică asta de aici. A, da, și-a urcat în clasament, acum aflu pe locul 4, ceea ce înseamnă că a reușit să depășesc chiar și Rusia, care a undită mai stat. Aș fi vrut să construiesc eu canalul Suez, dar din păcate, înaintea ocupației teritorii, Franța a reușit să cumpere această părticică din Egipt. Francezii, care sunt de altfel și aliații mei. Și când vine vorba de alte pacte, m-am și niște alianțe de defensivă cu România, Georgia și Armenia. Uite așa arată diplomația mea. Și nu știu de ce Statele Unite mă consideră niște rivali, deși nu i-am băgat în seamă toată campania asta. Și când vine vorba de restul lumii, ei bine, Austria este o republică, la fel și Spania. Avem o nouă țară nord, adică Scandinavia, formată din Suedia, Norvegia și Danemarca, și câteva porți din Germania văd. Mexicul reușește să menține California, iar Canada reușește să mențină aici zona asta, Washington, unde se află și orașul Seattle. Și acum va trebui să mă pregătesc în curând de primul război mondial, care va fi, cred că, între mine, Franța, care sunt aliații mei, acum nu știu de Marea Britanie, deoarece nu prea mă plac, Rusia cu siguranță va fi de partea inamică și s-ar putea să mai avem și o alianță cu Austria, deoarece văd că mă plac, habar n-am. Așa că am fost Azurax și pot să închid acum definitiv acest videoclip aici.